eu sunt Mati Danco, iar cred că eu, ca toată lumea, am o fobie pentru întrebările de genul: unde te-ai vedea peste 5 ani? Ce faci când vei fi mare? Că doar nu toată viața vei fi vlogger. Ba da? Facultate vrei să dai? Da, deci sigur și voi aveți o fobie pentru întrebările de genul. Dar astăzi tot m-am gândit să vă spun niște joburi. Cuvântul ăsta job ar trebui să fie unul mai calm. Adică cuvântul job trebuie să fie mai calm, frate. Job. Da, iar astăzi m-am gândit să fac un vlog și să prezint niște meserii pe care chiar trebuie să existe, dar din păcate nu există. Joburi care nu există, dar care ar fi mișto să existe, înțelegi, frate? Prima, traducător, adică mai pe înțelesul meu și al vostru, este practic cel care, adică trebuie să fie asta între trei persoane. Când două persoane vorbesc și alta vrea să-i spună celelalte ceva de rău, adică practic ceva de bine și vrea să traducă tot ce zice ea, doar că în gândurile ei spune ceva rău și ea prin vorbele ei pare că spune ceva bine, iar traducătorul îți spune că ea spune ceva rău. Da, deci asta înseamnă un traducător, să-ți traducă tot ce îți spune acea persoană despre rău, despre bine, despre cum se cade. A doua, făcător de hotspot. Cred că toată lumea își dorește să aibă un făcător de hotspot acasă la el, pentru că fix atunci când nu ai internet, frate, deci nu ai internet și nu știu, nu poți să te conectezi cu rețeaua pe care ești și pe care ești conectat, numai că din păcate nu merge netul, trebuie să ai un făcător de hotspot, adică unul care să vină la tine și din hotspotul lui să-ți dea ție ca să ai și tu internet, adică na, un om bun. De ea, deșteptător. Păi după cum bine știți, avem telefoanele și orice om poate să-și pune pe telefon alarmele la care vrea să se trezească sau la care are chef să... până la ce oră are chef să doarmă el. Doar că omul nu prea se trezește la alarmele astea și mai bine e să aibă un om care, nu știu, să-l trezească, adică practic, nu știu, doarme așa într-un somn atât de liniștit încât nu se mai trezește chiar dacă ar fi alarmă, dar dacă vine unul și dă boxa la maxim și îl udă cu apă pe față, sigur se trezește, adică telefonul sigur nu îți dă drumul la boxă, la muzică și ta-na-na-na, ta-na-na-na și sigur nu te stropește cu apă, deci mai bine să ai un ceas deșteptător care să fie om. Patra, ascultător, adică cred că știți și voi ce înseamnă un ascultător, adică omul care nu are cui să-i vorbe, adică practic asta e un fel de o chestie care cred că se întâmplă și în zilele noastre. Asta se întâmplă mai des la fete și o fată îi spune unei fete toate necazurile ei pe care le are în timpul vieții și pe care le-a avut și pe care le-a trăit ziua de astăzi și pe care le-a întâmplat și pe care le-a suferit săraca de ea. Deci da, un ascultător care să-ți ascultă tot timpul toate emoțiile, toate tragediile, toate fericirile. Ăsta e ascultătorul. Cincea. Asta este un lucru care, din păcate, niciodată nu o să-l avem și nu o să ne bucurăm de el. Un om care să-l avem, să ne facă temele tot timpul, când le avem grele, când nu mai avem chef să le facem, când simțim că suntem obosiți și când nu mai avem chef să le facem, sau pur și simplu nu ai chef să le faci. Deci dă-le încolo, că oricum nu sunt importante. Ba, de fapt, sunt foarte importante, să știți. Dar da, un om care să-ți facă mereu temele și un om care să, nu știu, să-ți facă exercițiile la matematică sau la română sau la... Da, astea au fost joburile care eu aș vrea să existe, doar că din păcate nu o să existe niciodată, dar niciodată nu o să existe, niciodată. Da, nu uitați de like și subscribe, cele mai importante lucruri, eu am fost Mati Danco, nu uitați de like și subscribe, follow pe Instagram, follow pe TikTok, eu am fost Mati Danco, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!